Mai mulți constanțeni spun că locul ales pentru a petrece noaptea dintre ani a fost o mare dezamăgire pentru ei. Au mers într-un restaurant cu ștaif din oraș tocmai pentru a avea parte de momente unice. Însă întreaga petrecere s-a dovedit a fi una de neuitat, însă în sensul negativ. Eu și cu familia mea, în noaptea de Revelion, am plătit 250 de lei pentru un meniu de Revelion și am primit doar jumătate. Până la 5 dimineață noi am plecat flămând și dezamăgiți. Ce ați primit din meniu? Ce v-a promis că vă dă și ce ați primit? Păi ne-a promis că ne dă aperitiv, pește, friptură, dulce și am primit doar aperitivul și cu peștele. Până la ce oră? Până la ora 5, când am plecat. Și asta nu e tot. Deși am rezervat masă și cu 3 săptămâni înainte și am plătit-o exact la data la care mi-a indicat patronul, în ora la care am ajuns la Revelion, eu și grupul meu de prieteni nu aveam nicio masă rezervată. A trebuit să aștept vreo 40 de minute pentru că nimeni nu știa organizarea, nu știa unde să ajungem. Au ridicat pe alții de la masă ca să ne facă nou loc. Totul a decurs la fel de prost pe tot parcursul serii, de la organizare la servire, personalul fiind insuficient și foarte slab pregătit. Și pe pagina de Facebook a restaurantului au fost postate mai multe reclamații. Clienții nemulțumiți au semnalat și faptul că toate recenziile negative despre petrecerea de Revelion au fost șterse de pe pagina de socializare a restaurantului. O altă problemă a fost că restaurantul a fost suprapopulat, iar când am ajuns la locație a trebuit să parcăm la 200 de metri. Deoarece parcarea era plină. Comisarii de la Protecția Consumatorului din Constanța spun că au primit și ei reclamații cu privire la restaurantul considerat unul de lux. Am găsit o sumă de deficiențe în ceea ce înseamnă documentația acestui locații, în sensul că au întârziat cu opunerea unor documente, nu au putut să ni le prezinte, pentru care vom lua măsura sancționării comerciantului. Vorbim în primul rând de o deficiență de informare a consumatorilor, în sensul că, în opinia noastră, aceștia ar fi trebuit să știe măcar sub beneficiul de inventar un interval orar în care aceștia urmau să primească meniul de mâncare. De cealaltă parte, patronul localului se apără și spune că nu a trecut pe meniu ora la care va servi mâncarea. La atât de multe persoane, lucrurile n-au mers cum ne-am propus și a durat ceva mâncarea. Mii de scuze pentru asta, poate cândva ne vom revanșa și... În plus, patronul susține că nu folosește ingrediente congelate și pune pauzele lungi dintre felurile de mâncare pe seama faptului că preparatele se fac la minut.